Și dacă vorbim despre zâmbet și un zâmbet strălucitor, vorbim cu doi doctori, Traian și Ramona. Salutare! Ciao, ciao, Ramona! Bună! Bun, ce ne-ați adus aici? Trei posibilități de a face, de a realiza albirea dentară, una dintre ele la domiciliu și două în cabinetul stomatologic. Ok, de ce totuși trebuie să albim dinții sau de ce încep ei să se îngălbenească? Pe odată cu vârsta, e natural, este fiziologic să se îngălbenească. Peste înaintarea în vârstă, dacă adăugăm consumul de alcool, de cafea, de tutun, țigări, vin roșu, ceai negru, anumite tratamente mai îndelungate din clasa de antibiotici, din clasa tetraciclinelor, spre exemplu. Toate acestea duc la o virare a culorii către una mai închisă. Ok. Zâmbetul e foarte important și multă lume apelează la acest procedeu în a recâștiga o culoare mai deschisă. Ok, deci înțeleg că obiceiurile alimentare ne pot în mod natural îngălbeni dinții, iar noi putem să reversăm asta și să-i facem un pic mai albi. Ai spus că avem trei metode. Vreau să vă întreb, vrea cineva să încerce aceste trei metode? Ok, vă rog aici să veniți. Bun. Avem trei pacienți, avem trei metode. Hai să vedem cu ce începem. Păi fii atent. Spre exemplu, ăsta este un kit de albire acasă. Ok. E un lucru foarte important pe care vreau să fac publicul să înțeleagă. Nu este ok să te duci în farmacie să-ți cumperi un kit pur și simplu și să te apuci tu să-ți faci niște gutiere acasă și să spui kitul ăsta să-ți albești. De ce? În primul rând trebuie făcut un detartraj și un airflow înainte, pentru că este aberant să crezi că poți să pui gelul de albit pe tartru de pe dinți. Ok. Ce e la tartru? Tartru este o placă bacteriană mineralizată care se depune pe smalțul dinților și care trebuie îndepărtat periodic. Ok, și ai zis de airflow, ce înseamnă? Airflow curăță toate detritusurile de pe suprafața dinților. Practic, lasă în urma lui un smalțul curat, perfect curat. Dacă ne poți ajuta, Ramona, cu o exemplificare, să ne arăți cum se face această primă metodă acasă. Acest kit se va pune într-un niște gutiere pe care o să le arate colega mea. Gutierele acestea trebuie să făcute în urma unei amprente luate în cabinet. De ce? Sunt anumite kituri care au aceste gutiere pregătite de ei. Da. Dar astea nu sunt etanșe pe fiecare pacient și atunci riști ca substanța aceasta, care este destul de astringentă, să atingă gingia și să ardă pur și simplu. Haideți să vedem cum... Acest gel se pune pe fața internă a gutierelor și acesta se aplică pe dinți. Da? Bun, hai să vedem cum se procedează. Gutierele noastre sunt sterile. Și, cum spuneam, e esențial să mergi la medic înainte ca să-ți ia niște amprente, să-ți facă niște gutiere personalizate. Personalizate. Și după aceea, bănuiesc că voi învățați pacientul cum să-și aplice acel gel pe gutiere. Da. Și se păstrează același gutiere, ele se spală, nu? Se curăță în fiecare dimineață și se refolosesc. Cât trebuie să le țină pacientul acasă? Până când ajunge la nuanța care și-o dorește. Dar, în principiu, un maxim de 2 săptămâni. Am înțeles. Doare? Poate să apară o hipersensibilitate, acidul ăla totuși acționează pe structurile nervoase din smalț. Okay. Poate să apară, dar se controlează. Perfect. Hai să vedem a doua metodă. A doua este, spre exemplu, să luăm și în ordinea cronologică, cum a apărut, cu această lampă. Care, în principiu, lampa asta. Lampă care este o lampă zoom, este ca un model foarte avansat. Ea ce face? Emană cu LED o lumină de o anumită intensitate. Prin acea zonă iese un fascicul luminos care nu face altceva decât potențează peroxidul de hidrogen aflat în componența gelului. Adică ceea ce face colega noastră acasă, doar că... Ce face colega voastră acasă în 2 săptămâni, noi putem face în cabinet în 50 de minute. În 50 de minute. Acelei lumini care potențează, crește eficiența gelului. Ok, și îl ajutăm și cu niște ochelari. Bun, spune-mi, te rog, cât timp durează efectul acestei albiri? Efectul albirii poate să ajungă până la 1 an jumătate, 2. Dacă ei, spre exemplu, continuă să consume cei negru, cafea, factorii favorizanți pe care am descris anterior, atunci perioada de timp se reduce. Okay. Dar dacă merg la o chestie moderată, poate să ajungă până la 1 an jumătate, 2. Hai să vedem și al treilea aparat. Ce este acesta? Treia modalitate este un laser de joasă intensitate, care în principiu face același chestie, adică potențează substanța de albire. Deci ce sesizez eu este că acolo stăm acasă și stăm cu substanța pe dinți fără să o potențeze nimic. Aici efectul este accelerat. Acolo, care ar fi diferența între laser și aparatul acesta? Lumina este de o intensitate mai ridicată, dar efectul nociv, să-i spun așa, asupra smalțului este puțin diminuat. Puțin adică diminuat. Cea mai safe dintre toate, dar nu vreau să intru în polemică cu nimeni, este cea cu laser. Ok, aia e cea mai safe. Să și vedem cum se aplică. Dacă nu avem grijă de asta și ne albim dinții în fiecare an, poate asta să aibă un efect nociv asupra smalțului? În timp, da.
În timp, sigur că poate să afecteze structura smalțului, dar iar foarte important ce vreau să menționez este că în prealabil trebuie, iarăși, unul din motivele pentru care pacientul trebuie să vină în cabinet. Nu poți să ai carii pe dinții care urmează să-i albești. Pentru că prin zona aceea cariată, substanța acționează fix pe nervul dentar, pe nervul pulpa dentară. Probabil că doare foarte tare asta. Doare foarte tare și poate să necrozeze în timp. Adică te trezești peste o lună, două, trei, că te doare dintele, că trebuie să ajungi la endodont, adică se complică lucrurile. Iarăși, la ce ține de laser, trebuie să, și în general de albire, trebuie să, pacienții trebuie să realizeze că albirea nu albește și lucrările dentare. Adică okay, deci dacă plombele, plombă... sau plombele. Ideea este că logica cronologică este că trebuie să faci albirea, după care va trebui să schimbi plombele, pentru că albindu-se, plombele rămân mai închise la culoare. Și atunci tu, după albire, găsești altă, o substanță mai decolorată, mai albă, nu? Pentru plombe. Da, trebuie să faci o nuanță mai deschisă ca să nu se vadă, adică ca să ajungi la nuanța la care ajungi prin procesul de albire. La fel și lucrările. Okay. Ele prin albire vor rămâne puțin închise la culoare. Și totuși, dacă ne grăbim și vrem cel mai rapid și pronunțat rezultat, ce metodă putem să alegem de aici? Cel mai rapid este laserul, clar. Ok. Laserul. Bun. Deci laserul, aparatul acesta. Foarte important de reținut este că după procesul de albire, dinții se deshidratează. Okay. Deci în următoarele zile, după ce se face această albire, pacienții trebuie să hidrateze destul de mult. Adică vreo 3-4 zile este absolut contraindicat să folosească ceai, cafea, să fumeze și mai ales atât să consume foarte multe lichide. Am înțeles. Bine, ok. Traian, Ramona, mulțumim mult de tot. Mulțumesc.